Slavă Sfintei și Celei de-o ființă, de viață cântare și nedespărțite grim, totdeauna acum și în purtea și în vecile și nori. Amin. Amen.
noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne! Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecii lor. Amin. Mormântul Tău, Mântuitorule, ostași, străjuitul morți, s-au făcut de strălucirea Îngerului, ce s-a arătat, că
Ucenicii de frica iudeilor,
a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și zicând acestea, l-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăși, pace vouă! Precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și spunând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei 12, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul. Dar el a zis, dacă nu voi vedea mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și după 8 zile ucenicii lui erau iarăși preuntru și Toma era împreună cu ei și a venit Iisus ușile fiind încuiate și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, du degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi și alte multe minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând, viață să aveți în numele Lui. Mărire ție, Doamne, mărire ție. În vierea lui Hristos Dumnezeu, se închină Sfântului Domnului Iisus, unui acelui fără de păcat, crucitare, ne închină Hristoase și Sfântă învierea ta, o lăudăm și o mărim, că iată,
drept ești cu slăbitele tale și biruitor când vei judeca lumea. Că iată, în urmări de legi m-am sămislit și în păcate m-am născut Maica mea. Că iată, care văd la iubi, cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropim-o pe episod și mă voi curăți, spălam-o-mi și mai vârtos pe zăpada mă voi ami. Auzului mă voi da bucurie și veselie, bucurase vorbasele mele cel smerite. Întoarce fața ta de pe păcatele mele și întoarce fără de legile mele și pergele. Inima curată zidește-ne prin Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăurma ale mele. Nu mă repăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu gustă plicor mă întărește. Învățavă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă învățarea de semn de Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase la limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de totul de vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul lui, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu o va ucisi. Fă bine, Doamne, în bună voința ta Sionului și să se zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa de preții, primosă și arderile de tot. Atunci vă pune pe altarul tău, Iisus. Thank you.
la bunurările și cu iubirea de oameni, aleluia Sfânt Fiului Tău, cu care ești cu binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt răspunde voi Împărătesei Maice și mă voi arăta lumina prăznuind și voi cânta minunile ei curându-mă. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântând și prea înțându-l pe dânsul întru toți vecii, pe tine mii, cei bine credincioși, în cuptor, nașterea născătorului de Dumnezeu, i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea, ridică să câte
turma Fecioara Maria, cu toți Sfinții Său pomenim. Pentru Sfântele Scătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și lipeanță și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu, lăudați pre Domnul din ceruri, lăudați pre
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
și purea și vecii vecilor. Să o crotească pe oamenii cei fără de nădejde.
pentru ca să-și aduc aminte de durările și minele sale în cele din drag, iar păcatele tinereții și ale neștiinței, ale bătrâneții și ale împrăoșii noastre, să nu le pomenească, ci să le miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Cu toți ființii să o pomenim.
viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm.
toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși.
Mină, adică nu din Sibirea aceasta, e
sângele Său, ce-a dobândit o viață veșnică, răscumpărare, căci dacă sângele țapilor și al taurilor și cenușa judicii, scropind de cei spurcați, îi sfințește spre curățirea trupului, cu cât mai mult sângele Lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus Lui Dumnezeu pe Sine, jertfă fără de prihană, va curăți cugetul vostru din capele cele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Fraților, înainte de venirea credinței, noi eram părtiți sub lege, fiind închiși din credința care avea să se descopere, astfel că legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credință. Iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub călăuză, căci toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus, căci câți în Hristos m-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus, iar dacă voi sunteți ai Lui Hristos, sunteți deci urmași ai Lui Avram, moștenitor după făgăduință. Pace-ți fie Celui ce ai cântit. Sau să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu?
iar ei au zis putere. Și Iisus le-a zis, paharul pe care eu îl dau, îl veți bea. Și cu botezul cu care mă botez, vă veți boteza. Dar aș dea la dreapta mea sau la stânga mea, nu este a mea da, ci celor pentru care s-au pregătit. Și auzind cei 10, au început a se mânia pe Iacov și pe Ioan. Atunci Iisus, chemându-i la sine, le-a zis, știți că cei ce se socotesc râuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mari, mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa. Și care va voi să fie mai mare între voi, să fie slujitor al vostru, și care va vrea să fie întâi între voi, să fie slugă tuturor. Că și Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea sufletul răscumpărat pentru mulți. În vremea aceea, unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Și intrând în casa fariseului, a șezut la masă. Și iată, era încetat o femeie păcătoasă, care aflând că Iisus ședea la masă în casa arhiereului fariseului, a adus un alabastru cu mir. Și stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să iude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă. Și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis în sinea lui, acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine e și ce fel de femeie este cea care se atinge de el. Ar ști că este păcătoasă. Atunci, răspunzând Iisus, a zis către el, Simone, am să-ți spun ceva. Învățătorul le spune, a zis el, un căpătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon răspunzând a zis, socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult. Iar el a zis, drept ai judecat. Și întorcându-se către femeie, a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta, am intrat în casa ta așa mă desfărat de picioarele mele. Iar însă cu lacrimi mi-au dat picioarele și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-a dat ea însă, de când am intrat, n-am cetat să-mi sărute picioarele. Cu îndelem capul meu nu l-a uns, iar însă cu mir mi-a uns picioarele. De aceea zic, iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis ei, iertate-ți sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau la masă împreună cu el să zică înaintea lor, în sinea lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis către femeie, credința ta te-a mântuit.
Acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnul. Doamne, miluiește! Pentru cei chemați să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dâncii. Amen.
Amin. Pe frații noștri preoți, pe romanahi, ierodiacon, diacon, monac și monahini și pe întregul cler să pomenească Domnul Dumnezeu Împărăția Sa. Amin. Pe adormiții din fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicod, Justinian, Iustin și Teocrist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru Împărăția Sa. Amin. Pe fericințe și cururea pomeniții ctitori ai acestei sfinte biserici, de alți ctitori, miluitori și binefăcători, pe fiecare după numele Său să-i pomenească Domnul Dumnezeu Împărăția Sa. Amin. Pe ostași români crescută pe lucrurile de luptă pentru apărarea țării și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru Împărăția Sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți, de fiecare după numele Său să-i pomenească Domnul Dumnezeu Împărăția Sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fiici, fiice, soții, soții, pe fiecare întâlnire cu noi să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru Împărăția Sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru Împărăția Sa. De la Domnul să cere. Amin.
și răspuns bun la înfricoșătoare judecată a lui Hristos să cerem. Ca curata, prea binecuvântată a mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purura Fecioară Maria cu toți sfinții, să vă
și în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care va luna apă cu cerul, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și sfânt, care a venit prin proroci, în lumea sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botezul iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă în pace, a o aduce. Oh,
Sfânt ești cu adevărat și prea sfânt, și nu este măsură măreției Sfinției Chiară, și cuvios ești cu toate cuvântele tale. Căci cu dreptate și cu hibrida adevărată ne-ai adus toate, că făcând om, înțelând din pământ și cu chipul tău Dumnezeu răcinstindu-l, l-ai pus în raiul de sfătării, făgăduindu-i cu vasul aruncilor tale, viață fără de moarte și moștenirea veșnicilor bunătăți. Dar neascultându-te pe tine, adevăratul Dumnezeu care l-ai zidit pe dânsul și a mărcinii șarpele supunându-se și dat fiind morții pentru păcatele sale, l-ai izgonit pe el cu judecata ta cea dreaptă, Dumnezeule, din rai în lumea aceasta și l-ai întors în pământul din care a fost luat, rânduindu-i mântuirea cea din a doua naștere, cea prin însuși Hristosul tău, că nu ți-ai întors de tot fața de la făptura ta, pe care ai făcut-o, Domnule, și nici nu ai uitat, lucrul mâinilor tale și în multe chipuri l-ai cercetat prin îndurările milei tale. Proroce ai trimis, minune ai făcut, prin Sfinții tăi, care au binecăcut ție din fiecare neam. Grăitul-ne-ai nou prin gura prorocilor, slujitorii tăi, mai înainte vestindu-ne mântuirea cea vrea să fie. Legele ai dat spre ajutor, îngerii cu spăzitor, iar când a venit plinirea vremii, ne-ai grăit din însuși Fiul tău, prin care și veacurile le-ai făcut. Care fiind strălucirea slavei tale și chipul ipostasului tău și purtând, poate cu cuvântul puterii sale, nu răbirea socotit a fi asemenea ție, noi Dumnezeu Tatăl, ci Dumnezeu mai înainte de veci vii, pe pământ s-a arătat și cu oamenii a viețuit. Și din Sfânta Fecioară, întrupându-se, s-a deșertat pe sine chip de rogul, făcându-se de sine asemenea la înfățișare cu trupul smereniei noastre, ca să ne facă pe noi asemenea chipului slavei sale. Că de vreme ce prin om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, a binevoitor născut Fiul tău, Cel ce este în sânurile tale, Dumnezeule și Tată, să se nască din femeie, din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și Bunurea Fecioară Maria, născându-se sub lege, ca să o sândească păcatul în trupul său, pentru ca cei morți într-o Adam să fie făcuți în viitul însuși Hristosul tău. Și viețuindu-ne în lumea aceasta, dându-ne porunci de mântuire, scoțându-ne din rădăcirea idolilor, ne-a dus la cunoașterea ta adevăratului Dumnezeu și Tată, agonisindu-ne ție și popor ales, preoție curătească, neam sfânt, și curățindu-ne prin apă, și sfințindu-ne cu Sfântul Duh s-a dat pe sine schimbul morții care erau ținuți, fiind vânduți sub păcat și pogorându-se prin cruce în iad, ca să plinească toate ale sale, a dezlegat durerile morții și învind a treia zi și cale, făcând oricărui trup slăvierea cea din morți, că nu era cu putință, a fost ținut sub stricăciune începătorul vieții, făcutu-sa începătură celor adormiți, întâi născut din morți, ca să fie el însuși începătorul tuturor în toate. Și suindu-se la ceruri, a șezut de-a dreapta slavei tale într-o înălțime, care iarăși va să vină, ca să răspătească fiecăruia
după faptele sale. Și l-a lăsat pe o aducere aminte de pătimirea sa cea mântuitoare, acestea pe care le-a pus înainte după poruncile lui, că vrând să meargă la cea nevoie și pururea cuvenită și de viață făcătoare moartea sa, în moartea în care s-a dat pe sine însuși pentru viața lui, luând pâine sfintele și prea curatele sale mâini, arătând-o ție lui Dumnezeu Tatăl, mulțumind, binecuvântând, sfințind și frângând. A dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Acesta este sângele meu, al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
mâinile aceasta, ale thank you.
cea de la un angel pe numele acealaltă a lumii, pe care ai câștigat-o cu scump sângele Hristosului tău. Și o împartă pe ea și întărește acest sfânt locaș până la sfârșitul veacului. Omenește, Doamne, de cei ce ți-au adus aceste daruri și de la care și prin care și pentru care au fost aduse acestea. Omenește, Doamne, pe cei care aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și și-aduc aminte de cei săraci. Răsplătește-le lor cu bogate și cereștile Tale daruri. Dăruiește-le lor cele cerești în locul celor pământești. Cele veșnice în locul celor vremelnice. Cele nestricăcioase în locul celor stricăcioase. Pomenește, Doamne, pe cei din pustie și din munți, și din pește și din crăpăturile pământului. Pomenește, Doamne, pe cei ce în feciorie, de vlavie, în înfrânare și în viață și în sfită viețuiesc. Pomenește, Doamne, pe conducătorii pe care e rânduit să stăpânească pe pământ. Încurunează pe dânsii cu arma adevărului, cu arma urăvinței. Veghează asupra capului lor în ziua de război. Întărește brațul lor, înalță dreapta lor. Întărește stăpânirea lor, suportându-le lor toate neamurile străine care voiesc războaie. Dăruiește adâncă și statornică pace. Pune inimile lor gânduri bune pentru biserica ta și pentru tot poporul tău. Ca în liniștea lor viață pașnică și neturburată să trăim, în dreapta credință și în toată curăția. Omenește, Doamne, toată cărbuirea și de frații noștri cei din dregătorii și toată vastea, pe cei buni în bunătate îi păzește, pe cei răi buni îi fac bunătatea ta. Omenește, Doamne, pe poporul care, din binecuvântate pricinus înainte, dar ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Pomenește după mulțimea milei tale, că mările lor le umple de tot binele, căsnicile lor în pace și luminile păzește, pe pruncii crește, tinerețile le călăuzește, bătrânețile le întărește, pe cei slabi de suflet îi pregătează, pe cei risipiți adună, pe cei rătăciți îi întoarce și unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolească biserică. Pe cei mântuiți de lucruri necurate îi slobozește, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer împreună călătorește, văduve nu le ajută, pe orfanii apără, pe cei robiți îi slăvește, pe cei bolnavi îi tălătuiește. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce sunt în judecăți, în închisori, în prigonii, în amară robie și în orice fel de necaz, boală, nevoie și strâmtorare. Adu-ți aminte, Dumnezeule, și de toți cei ce au trebuință de marea ta milostivire, de cei ce ne iubesc și de cei ce ne urăsc pe noi, și de cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor, să le rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Dumnezeul nostru, și de tot poporul tău, și peste toți revarsă mila ta cea bogată, împlinind tuturor cererile cele spre mântuire. Și pe cei pe care nu i-am pomenit, din neștiință sau mitare, sau pentru mulțimea numelor, Tu însuți îi pomenește, Dumnezeule,
Cel ce știi vârsta și numirea fiecăruia, Cel ce știi pe fiecare de cuvântă și de Maicii Lui, că Tu ești, Doamne, ajutătorul celor fără de ajutor, nădejdea celor fără de nădejde, izbăvitorul celor învivorați, limanul celor ce călătoresc pe ape, doctorul celor bolnavi, însuți tuturor toate de fii, Cel ce știe pe fiecare și cererea Lui, casa și trebuința Lui, apără, Doamne, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea asupra noastră a Dumnezeu și de războiul cel dintre noi. Întâi pomenește, Doamne, de Înaltea Sfințitul, Arhiepiscopul nostru Teodosie, pe care dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg cinstit sănătos, îndelungat în ține, drept învățând cuvântul adevărului tău. Să cerem, Doamne, iubirea și iertare de păcat și
stăpâne, cu îndrăznire fără o sână, să putem să te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice,
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați creștini, ne aflăm astăzi în Duminica cincea a Postului Celui Mare, Duminica în care se face pomenirea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, la care ne-am referit și zilele trecute, pe data de 1 a lunii aprilie, zi în care se face pomenirea ei. Duminica a cincea, însă, din Postul Mare, este o duminică închinată acestei sfinte, așa cum duminica a doua este închinată Sfântului Grigorie Palama și duminica a patra este închinată Sfântului Ioan Scăraru. Primul, Sfântul Grigorie Palama, care a vorbit despre rugăciunea inimii, despre posibilitatea omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu într-o oarecare măsură după energiile necreate, iar Sfântul Ioan Scăraru, care ne-a arătat că pe scala virtuților trebuie să urcăm mereu, dar trebuie să ne aflăm pe toate treptele acestei scări deodată, adică nicio virtute să nu abandonăm, ci să încercăm să le împlinim pe toate în relația cu semenii și, desigur, cu Dumnezeu. În duminica de astăzi s-au citit două sfinte Evanghelii. Prima dintre ele, luată de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, ne spune că Fiul lui Dumnezeu se apropia de Ierusalim împreună cu ucenicii Săi și a început Hristos să-i pregătească cu privire la potimirile pe care avea să le suporte din partea mai marilor cărturarilor și fariseilor, desigur cu sprijinul stăpânitorului roman din acea vreme asupra Țării Sfinte. Ucenicii erau oameni simpli. Știm că au fost luați din pătura oamenilor neinstruiți, care l-au urmat cu dăruire pe Hristos, dar avem toate motivele să credem că mulți dintre ei, sau aproape toți, nu i-au înțeles dintr-un început misiunea înaltă pe care o avea de îndeplinit. Au fost impresionați de cuvintele Sale. Au fost impresionați de faptele Sale. De fapt, aceasta este prima calitate a apostolilor, aceea de a fi martori la ceea ce săvârșea Hristos și învăța. Iar mai apoi au devenit mărturisitori, fiindcă mandatul pe care l-au primit de la Hristos, porunca pe care au primit-o de la El, aceasta a fost de a merge până la capătul lumii, să învețe cuvântul Evangheliei și să-i boteze pe toți în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată însă că apostolii nu vor fi doar martori și mărturisitori. Mulți dintre ei vor deveni martiri, fiindcă vor fi nevoiți să-și dea viața pentru această credință pe care Hristos o așează acum în sufletele lor pe o temelie din ce în ce mai puternică. Aproape că nu-L ascultau apostolii atunci când ne spunea că va merge la Ierusalim, va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși care îl vor scuipa, îl vor bajocori, îl vor bate și îl vor omori. Iar a treia zi va învia. Ei, aceste cuvinte, referitoare la înviere, i-au dus pe unii dintre ucenici la gândul că s-ar putea să vină vremuri foarte bune. Și atunci, fiul lui Zebedeu, apostolii Iacov și Ioan vin înaintea Mântuitorului și zic: Doamne, Te rugăm frumos să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Ce voi să vă fac? I-a întrebat Hristos. Și ei au zis: Am vrea să stăm unul de-a stânga și unul de-a dreapta Ta în împărăția Ta. Fiindcă, iată, a
apostolii nu au înțeles mesajul lui Hristos, cei doi apostoli mai ales, au crezut că Hristos se referă la o împărăție pământească din lumea aceasta, în care se împart demnități și onoruri acelora care vor să fie aproape de stăpânire sau de stăpânitor. Gândiți-vă că și în istoria politică recentă a neamului nostru și altor neamuri, cei care se luptă din greu cu câte o campanie electorală au mari nădejde că vor prinde câte un loc bun, așa încât să se folosească de strădanile pe care le-au făcut. Cam așa au judecat limitat și Sfinții Apostoli Iacob și Ioan. Mântuitorul îi întreabă însă, credeți că puteți să beți paharul pe care îl dau eu și să vă botezați cu botezul cu care vă botez eu? Și i-au răspuns foarte hotărâți, putem. E bine, a adăugat atunci Mântuitorul, cu botezul cu care mă botez eu și paharul pe care îl dau eu, pe acelea le veți primi. Dar apostolii n-au înțeles pentru moment ce anume cereau. Botezul la care se referă Hristos sunt pătimirile sale care culminează cu moartea sa. Iar paharul pe care îl bea Hristos este însăși moartea pe care o va primi pe cruce. Și niciunul dintre apostoli nu se gândeau că își cer prin aceasta oarecare o sângă. Iată, mulți ani mai târziu, Sfântul Apostol Iacob va fi ucis de sabia lui Irod, iar Sfântul Apostol Ioan, în timpul împăratului Domitian, la sfârșitul primului secol al erei creștine, va fi exilat în insula Patmos. Adică și unul și altul vor avea parte de moarte sau de suferință. Și asta pentru că nu știau ce cer. Mântuitorul însă, văzând că ceilalți apostoli au ridicat sprânceana și și-au ascuțit urechile, auzind cuvintele Sfinților Apostoli Ioan și Iacob, le-a zis, între voi oamenii, între cei ce stăpânesc neamurile, așa se procedează. Dar pentru noi, lucrurile trebuie să stea altfel. Cel ce voiește să fie mai mare între voi, să fie tuturor slujitor. Aș uita de-a stânga și de-a dreapta mea nu este mie însă dat. Ci pentru care s-au pregătit sau care s-a pregătit. Pregătirea aceasta înseamnă vrednicie. Înseamnă că omul poate dobândi mântuirea doar prin simpla cunoaștere a lui Hristos. Faptul că ai auzit de Hristos, faptul că ai auzit de biserică, faptul că ai auzit de post, faptul că ai auzit de rugăciune, faptul că ai auzit că trebuie să-ți mărturisești păcatele, dar n-ai făcut-o. Faptul că trebuia să cauți să te împărtășești cu trupul și sângele de Hristos. Faptul că trebuia să faci bine aproapelui și să-L cinstești pe Dumnezeu. Dacă pe acestea le-ai trecut cu vederea și ai auzit doar despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos, nu te vei mântui. Hristos, ca judecător al viilor și al morților, la momentul în care sufletul unui om se desparte de Duh și merge înaintea judecății, poate hotărâ așezarea lui într-un loc sau altul, dar dreapta judecată, finala judecată, va da măsura tuturor lucrurilor. Pentru că atunci se vor vedea
ci faptele și repercursiunile faptelor tale în corelație cu cele ale contemporanilor tăi și ale lumii în care ai trăit, adică contextual. Și atunci, auzind acestea, ceilalți apostoli au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Era, spun Sfinții Părinți, un soi de mânie amestecată cu invidie, pentru că dorința apostolilor Iacob și Ioan era cea de a dobândi o întâietate, de a dobândi o slavă de sine, o mărire care nu putea trece neobservată. Și marele păcat pe care îl subliniază Hristos în acest context este acela că frățietatea și comuniunea între oameni se strică atunci când unii vor să se ridice asupra altora. Vă spuneam zilele trecute despre ideea acreditată din ce în ce mai mult, potrivit căreia boala aceasta cumplită care mântuia cu prin lume a scăpat dintr-un laborator intenționat sau involuntar. Problema este că modul în care a fost dezvoltată agresivitatea acestui virus nu trebuia să se întâmple. Această lucrare sau această preocupare nu trebuia să existe. Dar oamenii, în nebunia și în răutatea lor, în lăcomia lor, vor să-i subjuge de alții. Și din dorința de a-i acapara și de a-i stăpâni cu putere, recurg la toate mijloacele militare sau armate convenționale și neconvenționale, cum este și aceasta. Scăparea în lumea unei astfel de boli poate aduce multă suferință, dar poate aduce și multe câștiguri acelora care urmăresc anumite scopuri. Între voi să nu fie așa, zice Mântuitorul, că Fiul omului, El însuși, n-a venit ca să-i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Să reținem acest cuvânt, care nu e lipsit de importanță, fiindcă tâlcuitorii zic că Mântuitorul vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Vrea ca toți oamenii să se mântuiască, să-și găsească izbăvirea sufletului. Dar nu-i obligă. Și nu toți oamenii ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Sunt dintre aceia care se țin departe de cuvântul mântuirii. De aceea zice Hristos că a venit să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Mulți, aceia care îl ascultă. Dar sunt și dintre cei care nu îl ascultă. Iată așadar care este primul înțeles al Evangheliei citite în duminica aceasta. A doua Evanghelie este închinată Sfintei Marie Egipteanca, despre care știm că a viețuit în prima parte a secolului al IV-lea și în prima jumătate, în a doua parte a secolului al IV-lea și în prima jumătate a secolului al V-lea. Trecând la cele veșnice, undeva în jurul anului 431, în timpul împăratului Teodosie cel Tânăr. Despre ea știm că era originară din părțile Egiptului, dintr-un sat, și că de foarte tânăr a plecat în Alexandria Egiptului, așa cum vedem și noi astăzi, mulți dintre din cei care locuiesc în mediul rural, vor să aibă o educație mai bună, vor să aibă acces la resurse, la un serviciu mai bine plătit, la o viață mai completă și părăsesc meleagurile natale venind în oraș, așa venind și curioasa Maria Egipteanca în
Alexandria Egiptului, într-un loc care era oraș cu multe bogății materiale, cu mult comerț, cu multă lume, și așa a ajuns să cunoască o viață decadentă. S-a dedat prostituției din fragedă tinerețe și la un moment dat a auzit că un grup de oameni pleacă în pelerinaj la Biserica Sfântului Mormânt, acolo unde era adăpostit o parte din lemnul Sfintei Cruci. Și-a urcat pe corabie și chiar și acolo și-a dus existența în mod păcătos. Iar când a ajuns la Ierusalim, a vrut să intre în Biserica Învierii și n-a putut. Parcă o forță, puterele văzut o ținea. Și-a mai încercat iarăși să intre. Și-a doua oară, și-a treia oară. Și văzând că nu poate să intre, a fost cuprinsă de un regret. Și-a plâns în fața icoanei Maicii Domnului, aflat în curtea interioară a bisericii, și s-a rugat și a făgăduit că dacă va fi lăsată să intre biserică, își va schimba viața. Lucru pe care l-a făcut. S-a rugat acolo la Ierusalim, iar apoi s-a retras în pustia Iordanului și a trăit 47 de ani. Până când Părintele Zosima, un călugăr care trăia într-o altă mănăstire decât cea de la Iordan, unde se rășuia în vremea când a întâlnit-o pe covioasa Maria Egipteanca, și care se întreba pe sine dacă ar mai putea să obțină folosul duhovnicesc de la cineva, fiindcă se considera foarte avansat în trăire, în rugăciune. Și un înger al lui Dumnezeu l-a certat zicându-i să se mute din mănăstirea în care se afla, pe malul Iordanului, aproape de pustiul unde a întâlnit-o de Sfânta Maria Egipteană. Și acolo, în mănăstirea aceea, vă spuneam, exista un obicei ca în prima săptămână din postul mare, călugării, să se împărtășească, să se roage împreună, iar apoi să se risipească prin pustiu fiecare, încercând să-și intensifice rugăciunea, să dobândească folosul duhovnicesc și apoi să se întoarcă în Duminica Florilor pentru a fi iarăși împreună și a petrece săptămâna pătimirilor până la învierea Domnului. Părintele Zosima s-a dus și el, potrivit rânduielii, în acel deșert, acea regiune deșertică. Și acolo, la un moment dat, i s-a părut că vede o arătare omenească, s-a înspăimântat crezând că are de-a face cu o vedere de la un diavol, dar până la urmă și-a dat seama că era o ființă omenească. Era Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, care avea trupul alt de soare, fiindcă hainele îi pieriseră în atâția ani de viețuire în pustiu și a cerut o haină să-și acopere goliciunea înainte de a apăra înaintea lui. Și venind, Părintele înspăimântat, iar mai apoi mirat de această înfățișare, și-a dat seama, ascultând povestea vieții cuvioasei, că viața lui, că starea sa de înduhovnicire putea încă fi îmbunătățită. Și s-a folosit de experiența pe care a dobândit-o ascultând-o pe Sfântă, care a povestit de voințele ei după viața păcătoasă care a dus-o 47 de ani în pustie. I-a povestit viața ei, apoi s-a spovedit și a cerut ca în anul următor să vină să o împărtășească. Iar Părintele Zosima s-a întors cu Sfânta Împărtășanie peste un an și de această dată Sfânta iarăși a cerut să mai revină peste un an, dar și-a prorocit moartea, zicându-i că probabil atunci când va veni, nu va mai găsi în viață, lucru care s-a întâmplat. Și a găsit o inscripție acolo care arăta, corelat cu ceea ce știa, ca cu
în momentul în care a fost în pustiu și a întâlnit ultima dată și și-a dat seama că imediat după ce a împărtășit-o, aceasta s-a pregătit de călătoria sufletului său către Dumnezeu. Și-a ajuns Părintele Zosima în mănăstire și-a povestit fraților și tuturor despre această întâmplare. El însuși folosindu-se mult, fiindcă Dumnezeu i-a arătat să nu fie mândru, să nu fie orgolios, oricât de mult a urcat pe scala virtuților, lucru pe care trebuie să-l înțelegem și noi. Niciodată omul nu-și poate atinge limitele decât în momentul în care Dumnezeu desparte sufletul omului de drum, în momentul morții. Dar și atunci sufletul rămâne conștient și lucrarea pe care a săvârșit-o stăruie în conștiința acelui suflet și nădăjduiește la comuniune cu Dumnezeu sau, dimpotrivă, se tânguiește, dar tardiv, pentru neîmplinirea poruncilor lui Dumnezeu. A doua Evanghelie, care s-a citit astăzi, vă spuneam că este dedicată acestei zile. În această Evanghelie, spune Mântuitorul că s-a dus în casa unui fariseu pe nume Simon, care l-a poftit la masă. Și în timp ce ședea la masă a venit, fără să facă zgomot, o femeie care un alabastru de mir, adică un vas în care avea mir de mare preț, l-a turnat pe picioarele lui Hristos și a început să plângă și cu lacrimi îi spăla picioarele și le ștergea și le ungea cu acest mir. Iar gazda, acel fariseu, în nume Simon, începuse să cărtească mintea lui și să-l judece pe Fiul lui Dumnezeu, zicând: ei, dacă ar ști acesta ce fel de femeie este cea care se atinge de picioarele lui, ar ști că este păcătoasă. Dacă ar fi cu adevărat un bun cunoscător, un învățător. Probabil că nu știe, se va fi gândit sigur. Însă Mântuitorul, cunoscând mintea și sufletul acestui om, i-a zis: Simone, am să-ți spun o pildă. Un cămătar avea doi datornici. Unul cu 50 de dinari, altul cu 500. Și la un moment dat i-a iertat amândoi. Care dintre aceștia doi crezi că se va fi bucurat mai mult? Și zice: socotesc că cel care i s-a iertat mai mult. Bine ai răspuns. Uite, eu am venit în casa ta și am așteptat să îmi strâng picioarele după rânduiala și tradiția țărilor acestea orientale. M-am gândit că mă vei îmbrățișa, mă vei săruta, așa cum se întâmplă oameni. Și mă gândeam că vei turna pe capul meu mir, un de lemn, bine mirositor. Lucru pe care nu le-ai făcut. Femeia aceasta, astfel de când am intrat în casa ta, n-a încetat să facă toate aceste lucruri. De aceea, pentru că mult a iubit, mult i se ia. Credința ta, zice, mergi, femeie, în pace. Credința ta te-a mântuit. Iertate-ți păcatele tale. Și atunci oamenii se întrebau: cine este acesta care iartă și păcate? Adică s-au minunat foarte tare, fiindcă nimeni până atunci nu vorbea despre iertarea păcatelor. Doar Dumnezeu se gândea că poate ierta păcatele. Și iată, cineva și-a rugat dreptul de a ierta păcatele. Corelând cu viața cuvioasei Mariei Giteanca, înțelegem cât de mare
este puterea de transformare a sufletului unui om păcătos, atunci când Harul lui Dumnezeu primește acest elan al pocăinței omului. Când omul se lasă cuprins de căință și de pocăință pentru viața păcătoasă, Harul lui Dumnezeu îl poate transforma pe om. Îl poate ajuta să se mântuiască. Adică, perioada aceasta a postului celui mare este o perioadă în care suntem îndemnați să ne trezim sufletele. Cei ce ați fost cu mintea și cu rugăciunea alături de noi la slujba canonului celui mare, ați auzit cântându-se acolo cântarea Suflete al meu, unde se spune Suflete al meu, Suflete al meu, pentru ce dormi? Sfârșitul se apropie și te vei tulbura. Și te deșteaptă, dar ca să se milostivească de tine Hristos Dumnezeu, care pretutindenea este și pe toate împlinește. Adică, acolo unde este multă lipsă în sufletul omului, Harul lui Dumnezeu, lui Hristos Dumnezeu, împlinește aceste lipsuri. Vine în întâmpinarea omului, dar el trebuie să facă primul pas. Acesta trebuie să-și deschidă sufletul ca Dumnezeu să aibă pe cine să ajute. Am mai învățat ceva astăzi, că rugăciunile noastre trebuie făcute cu luarea minte. Că trebuie să fim atenți la ce cerem în rugăciune, fiindcă s-ar putea să se împlinească. Gândiți-vă la cât de multe lucruri și-au dorit oamenii înainte de a ne despărți în modelul de rugăciune consacrat boala aceasta. Mă gândeam azi dimineața așa că de foarte multe ori și noi ca preoți ne-am dorit ca biserica să fie mai multă liniște. Mai auzeam câte cineva vociferând sau copiii manifestându-se precum copiii și ne-am zis, Doamne, ce bine ar fi dacă ar fi mai multă liniște. Și vedem în zilele acestea că este atâta liniște cât ne țiuie urechile. Mă gândeam apoi la copiii care își doreau, mai ales și din partea aceasta de țară, care n-au avut o iarnă grea și ar fi vrut să li se închidă și lor școlile, măcar câteva zile, cum au văzut prin alte părți. Și li s-au închis școlile acum și să plimbă precum șoricelul în mușcă din casă și zic, Doamne, ce bine era când eram la școală. Ce bine era când mă vedeam cu colegii. Ce bine era când mă puneau profesorii să muncesc și mă mai certau și dădeau și mă cărere. Ce bine era atunci. Mă gândeam zilele acestea și la aceia care, de pildă, locuiesc în zone cu mare val turistic. Sigur, n-a început sezonul aici pe litoral. Dar ne gândeam și cârteam mulți dintre noi, văzând că se aglomerează șoselele și că drumul de acasă până la locul de muncă sau în alte părți durează mult mai mult. Și vedem acum cum poți merge ca vântul și ca gândul, dar trebuie să te oprești fiindcă semafoarele nu funcționează, merg cu lumină intermitentă și te poți trezi oricând, lovind din partea opusă de cineva. Și această stare apăsătoare aproape că te face să-ți dorești din nou traficul pe care l-ai trăit, traficul aglomerat. Sau mă gândeam la cei din locuitorii din Veneția care se plângeau că au foarte mulți turiști și că îi deranjează și că nu mai pot să stea așa. Și atunci iată că Dumnezeu a
făcut ca acolo să fie pustiu. Nu în ultimul rând, să știți că m-am gândit la cei care și-au dorit cu ardoare și-au spus peste tot că vor spitale, nu catedrale și biserici. Și-a dat Dumnezeu acum că se fac spitale pe care am vrea niciodată să nu le folosească semenii noștri. Ne dăm seama însă că în biserici este o lipsă. Că peste tot există o lipsă și că viața nu se desfășoară normal. Azi dimineață, când am ajuns la biserică, când am oprit mașina, a venit un câine și m-a întâmpinat cu bucurie și cu speranță. Și a venit de la mașină până la ușa Sfântului Altar. Și am înțeles că era foarte foame. Ieri, pescărușii și albatroșii au bătut în geamul de la balcon pe mai multe ori. Și nu înțelegeam de ce. Și am văzut la un moment dat câteva scoici pe care le așezase de pe vas. Și mi-am dat seama că s-au gândit că ar putea fi ceva de mâncare. Zilele acestea, mergând mai rar decât un magazin pentru a lua cele de trebuință, am văzut pisici dezorientate, care se gudură printre picioarele cumpărătorilor din ce în ce mai puțin, și care revendică tot așa hrană. M-am gândit că aceste animale erau obișnuite să aibă parte de hrană. Hrană care nu le mai este oferită, fiindcă oamenii nu se mai mișcă în voie. Dar m-am gândit tot zilele acestea la mulți dintre bătrânii noștri, dintre cei care sunt neputincioși, nu neapărat săraci materialicești, dar care n-au puterea să se desprindă din căminul lor pentru a merge să-și cumpere cele necesare. M-am gândit apoi la cei care au nevoie de o mângâiere și de un ajutor, printr-o vorbă bună. Și de aceea, îndemnurile cu care aș vrea să încheie acest cuvânt, sunt acestea. De a pune mâna pe telefon și de a vorbi cu cei care îi cunoaște, mai în vârstă sau mai tineri, pentru că comuniunea și frățietatea se arată nu numai în momente de bucurie și în momente când oamenii au bună dispoziție, ci și atunci când oamenii sunt în întristare și în izolare. Putem oferi ajutorul nostru concret în măsura în care noi înșine ne mai putem mișca în stânga și în dreapta. Amintiți-vă și de aceste animale care sunt ființe lăsate parcă de izbeliște și rupeți din puținul pe care îl aveți pentru a le hrăni. Și aș vrea să închei cu un îndemn, și anume acela că pentru a putea trece cum se cuvine timpul în care ne aflăm, avem nevoie să ne hrănim cu lucrul cel mai important. Cuvântul lui Dumnezeu, care se află în Sfânta Scriptură. Poate că în zilele acestea, mulți dintre dumneavoastră v-ați rugat mai mult. Cu siguranță ați făcut. Sensibilizați de ceea ce se întâmplă în jur. Cu siguranță că în zilele acestea, mulți dintre dumneavoastră ați șters de praf cărțile de rugăciuni pe care le mai legați prin casă și nu știați la ce se pune, la ce folosesc. Dar cred că în multe sau majoritatea familiilor există o Sfântă Scriptură. Există Cuvântul lui Dumnezeu care vă îndemn să ne hrănim. Și să ne amintim pentru vremurile în care vom socializa din nou unii cu alții de Cuvântul Evangheliei duminice acestea. Prima Evanghelie. Și anume aceea că cel ce voiește să fie mai mare trebuie să fie tuturor slugă. Trebuie să vină în întâmpinarea și în ajutorul tuturor. Să ne amintim
că trebuie să ne dăm întâietate și că trebuie să ne ferim de slava deșartă și de dorința de mărire. Și pentru că toate aceste lucruri sunt îngemănate în rugăciunea specifică postului celui mare, vreau să închem cuvântul cu această rugăciune a Sfântului Efrem Sir. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al găleirii de șer, numit la mine. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi mie slujitate. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu sunt despre fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Sfârșit de sus este pogorându-se la tine, Părintele Luminilor,
și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și tuturor și vecii vecilor. Și sfințește-le cel ce vă gusta din ele, ca acesta spre slava ta și spre cinstirea Sfântului Ioan Nicolae s-au dus înaintea ta de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au sfârșit în dreapta credință. Și împlinește murile celor ce au frumusețat acestea și celor ce sfârșesc pomenirea. Toate cerurile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria, ale Sfinților Mucenici, Agatopod, Victorin și cel din prorăbdând și a căror pomenilor săvârșim, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, că Tu ești Cel ce binecuvintește și sfințești toate, Hristoasă Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să le miluiască și să le mântuiască pe noi,
ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce ești bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțelată, ocărbuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală mărisitoare, precum ai cântat în ținea poporului Tău, în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește în sănătoșire celor cu griji de boală, ridicându-i grabii din patul durerii ca să te slăvească de tine Mântuitorul cel milostiv. Iar pe cei sănătoși o protește de orice boală, binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți care cu iubire de oameni și cel fernicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca darul realitate. Dăruiește de Dumnezeu de pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită, în ocrotirea Ta de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Ca al Tău este a menimii și a mântui pe noi Dumnezeu nostru, și Ție slavă lăsăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe iar pe de altă parte că a oferi locul de-a dreapta și de-a stânga sa, adică loc de comuniune alături de Dumnezeu, nu poate fi oferit doar celor care au o simplă cunoaștere despre Dumnezeu și care nu trăiesc și nu împlinesc în viața lor poruncile pe care Dumnezeu le-a așezat. Să fim așadar atenți la modul în care ne rugăm, vă spuneam, la ceea ce cerem în rugăciunile noastre, pentru că iată multe din lucrurile pe care și le-au dorit unii dintre noi s-au împlinit, dar parcă modul în care sunt așezate lucrurile nu este cel mai bun. De altă parte, faptul că ai interacționat la un moment dat cu un duhovnic bun, cu un om împlinitor al Fiului de Dumnezeu, nu-ți conferă automat dreptul de a te mântui. Efortul personal și lucrarea și implicarea personală sunt absolut necesare. Mi-amintesc că în urmă cu 20 de ani, la Arhiepiscopia Bucureștilor, în timp ce lucram la administrație acolo, a fost adus de către niște polițiști dintr-un cimitir, o persoană care, un domn care a fost acuzat că săvârșea slujbe fără să aibă calitate de preot. Și, sigur, era o comisie de față și l-au întrebat: dar cum te-ai gândit tu să faci slujba parastasului în cimitir din moment ce nu ești preot? Ei, zice el, sunt absolvent, am o diplomă de școală populară de artă. Și bunicul meu a fost preot. Iată așadar că nebunia poate fi prezentă în mintea și în sufletele unor.
faptul că cineva din familie a fost evlavios, faptul că mama și tata sunt evlavioși, sigur că nu poate fi negată importanța rugăciunii pentru cei care sunt departe de Dumnezeu, spune și Sfântul Apostol Pavel, că femeia, că bărbatul necredincios se sfințește prin femeia credincioasă și că rugăciunea unora pentru altora este ascultată de Dumnezeu. Dar ne putem folosi de ea în măsura în care vrem și noi să înțelegem, să ne schimbăm viața. Iată, aș vrea să vă spun că ieri s-au împlinit 17 ani de când slujesc în Biserica Sfântul Nicolae Vechi din municipiul Constanța. Cu liturghia de astăzi am intrat în al 18-lea an de slujire și poate că s-ar fi cuvenit într-un moment ca acesta să vă îndulcesc cu o bomboană și vă promit că atunci când ne vom reîntâlni în biserică, vom face lucrul acesta. Aș vrea să încheiem însă ziua de astăzi amintindu-ne de cuvântul Sfintei Scripturi pe care v-am îndemnat să o citiți. Răsfoiți măcar cât un capitol, două, în fiecare zi când mai stați acasă și veți vedea cât de mult vă veți folosi prin faptul că ați parcurs cartea cărților Cuvântului Dumnezeu pe care l-ați lăsat în bibliotecă de atâta vreme și nu v-ați găsit timp să-l citiți, ci să-l interiorizați. De această dată vă trimit cu gândul la un text din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, care mi se pare că este plin de nădejde și ne îmbărbătează mai ales în vremurile acestea. Iată ce spunea el romanilor. Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul sau strântorarea? Sau prigoana? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu și a întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Se cuvine să mai adăugăm un lucru. În sâmbăta săptămânii acestea pe care am început-o, se face pomenirea lui Lazar, cel a patra zi via din morți. Este ziua în care biserica noastră și celelalte biserici ortodoxe se umpleau de cei care ne aduceam aminte de moșii și strămoșii noștri. În anul acesta va fi puțin altfel. Datorită interdicțiilor pe care le avem de a sluji cu publicul credincioși, vom putea oficial slujba parastasului doar o singură dată, la ora 8, numai împreună cu părintele și cu cântăreții. De aceea vă îndemnăm pe cei care doriți să vă pomeniți pe cei adormiți, ca sâmbătă, înainte de ora 8, să veniți să vă faceți rând cumva, să lăsați aceste colive și, desigur, numele celor pe care îi vom pomeni, iar mai târziu, după ce vom oficia slujba, le veți putea recupera. Până sâmbătă, însă, vă așteptăm vineri dimineața să ne rugăm, așa cum putem, în condițiile date, la liturghia darurilor mai înainte sfințită. Dumnezeu să ne ajute. În ceea ce privește Duminica Floriilor, dacă ne va reveni Dumnezeu să slujim, vom săvârși și rugăciunea de sfințire a ramurilor de salcie pe care le vom lăsa în biserică în cursul zilei de duminică și până la o anumită oră rezonabilă, de preferat undeva în jurul prânzului, să veniți fiecare pe rând să vă luați, așa încât să nu încărcăm rânduielile și protocolul care a fost stabilit. Dumnezeu să ne ajute tuturor!